Scopul acestei instituții culturale este de a certifica competențe pentru cei care sunt păstrători de tradiții și meșteșuguri identitare românești. Și lucrul acesta va face ca odată să poată să intre și pe piața muncii să își pună în valoare meșteșugurile și în același timp ca acestea să fie prezervate și să poată să fie multiplicate ulterior. În această unitate, în acest muzeu, există o echipă extraordinară care a reușit să urmărească sursele de finanțare și atunci, ca și autoritate tutelară, ți-e foarte ușor când ai astfel de oameni în subordine să vii cu cofinanțare și să susții proiecte care fac diferența în comunitate, proiecte care au un impact semnificativ în comunitate și care aduc plus valoare și cresc calitatea vieții. Este încă un proiect de succes derulat de Muzeul Astra și este un proiect care practic stabilește punctul de plecare pentru ceea ce urmează să se întâmple aici. Este un proiect care își va dovedi pe multiple laturi valoarea, atât prin felul în care vor fi instruiți meșterii și prin locurile de muncă care se vor crea și forța de muncă care se va crea, cât și prin, din punctul meu de vedere, este un proiect care poate să aducă bani și pe lângă valoarea adăugată, bani efectiv în visteria Muzeului Astra, pe care pot fi folosiți pentru alte proiecte. La parterul Casei Artelor o să vedeți câteva spații multifuncționale, în care avem ateliere de pulărit, ateliere de țesut și de tâmpărie dulgherie, unde nu doar vezi un meșteșug, ci dacă vrei să-ți transformi întreținerea casei sau realizarea unui obiect tradițional într-un hobby, aici găsești consultanța de specialitate, de la instrumentar până la materialele folosite. Sus în expoziție, sus la în mansardă, o expoziție inovatoare, nouă de altfel și foarte bine plasată pe ceea ce înseamnă expozițiile interactive în România, dar și în Europa, prezintă cum s-a făurit Transilvania prin prisma meșteșugurilor, începând de la civilizația rurală până la cea urbană.